vorbind despre meciul de mâine cu Concordia Chiajna și despre alte aspecte din viața clubului împreună cu președintele Costel Lazar și cu antrenorul principal Nae Constantin. Concordia Chiajna, după părerea mea, cea mai bună echipă din toate punctele de vedere, cu un lot bun de jucători, cu un antrenor bun, cu condiții bune, cu finanțare bună. E un examen pentru noi. Întâlnim prima echipă din cele patru care practic ne batem pentru promovare. Ne-am pregătit bine, suntem bine, sper să facem un joc bun și să punem puncte în clasament. Considerați cumva ca și exemplu amicalul care a fost cu Chiajna, a câștigat practic de pe 2-1-90? Nu are nicio relevanță. Sunt meciuri total diferite, ăsta e meci cu miză. Sunt sigur că la momentul ăla și noi și ei urmăream anumite aspecte. În momentul ăsta importante sunt punctele din joc. E important la meciul de mâine să nu primim gol și dacă reușim să nu primim gol, cred că o să câștigăm. Dacă se realiza primul 11 pentru meciul ăsta foarte greu cu Chiajna? În mare măsură îl știu, dar mai rămâne antrenamentul de după amiază și dacă nu se întâmplă nimic extraordinar, mă gândesc la vreo accidentare sau ceva de genul ăsta și să vedem cum vine și Țicu, să vedem cum ajunge și Pârvulescu și cred că putem să aliniem o echipă bună cu care să sperăm că putem să câștigăm acest meci. N-am mai jucat de mult în nocturnă, cum o să fie trecerea asta de la Virgină la... Cred că o să fie frig în primul rând, dar nu o să simțim frigul pentru că meciul o să fie unul, cred că, destul de interesant. Ne mulțumește și ora și condițiile. E bine că jucăm acasă, jucăm pe un teren bun. Deci nu o să avem probleme din punctul ăsta de vedere al orei. Toate că fanii nu sunt în tribună mâine seară, ce mult și-ar fi dorit. O să fie foarte mult în fața televizorului și vor ține cum. E o pierdere pentru noi, pentru că meciurile de acasă cu fanii în spate ne-ar fi făcut să fim mai puternici, dar astea sunt condițiile, v-am spus, nu stau să mă plâng, încercăm să ne facem treaba în orice condiții și să facem un joc bun, asta e important pentru mâine seară. Am ținut să fiu alături de Nae înaintea acestui joc dificil. Am fost întotdeauna alături de el. Am vrut să vă reamintesc că mâine va avea loc licitația pentru adjudecarea mărcilor, la care vom fi prezenți. Știm cu toții că jocul cu Chiajna va fi dificil, pentru că în ultima perioadă nu prea am reușit să-i depășim. Este una dintre echipele care ne-a cam încurcat. Sperăm ca mâine să facem o figură frumoasă și să uităm de rezultatele trecute împotriva acestei echipe. Totodată aș dori să îmi exprim regretul pentru anumite lucruri care au apărut pe o rețea de mass media și așa cum ne-am obișnuit înaintea jocurilor, sigur că suntem atacați și se încearcă o destabilizare a echipei, lucru care din fericire până acum nu a reușit și sperăm ca nici de această dată să nu reușească. Fac un apel la toți suporterii, la toți petroliștii să ne păstrăm calmul, pentru că avem nevoie de liniște. Avem nevoie de liniște să mergem cu aceste rezultate înainte. Nu consider că este fair să se apeleze la anumite proceduri, să discredităm anumiți oameni. Vă spun că se poartă această campanie de manipulare și dezinformare, pentru că a devenit o obișnuință. Și din păcate, unii nu se ocupă de fotbal. Se ocupă de alte lucruri. Aș vrea de acum încolo să-l întrebați pe antrenor despre echipă, despre jucători, nu despre finanțarea clubului. Încă o dată îmi exprim regretul, îmi cer scuze față de cei care probabil le-am creat anumite neplăceri,
prin apariția acestor articole, dar aș vrea să știe toată lumea că sunt niște făcături. Concret a apărut că avem o finanțare de la Veolia. Nu am încheiat niciun contract cu Veolia. Până acum numai eu știu cum am ținut acest club, eu și Claudiu Tudor. În rest n-a venit nimeni lângă noi. Nu am recurs la vânzări de jucători, nu am recurs la alte lucruri. Am apelat la niște prieteni care ne-au ajutat să ducem lucrurile la capăt și care sper să rămână lângă noi. Încă o dată îmi cer scuze pentru anumite neînțelegeri, atât eu cât și Nae, pentru că noi ne pricepem la fotbal, iar eu mă pricep la lucrurile care se desfășoară în spatele echipei și înțeleg printre cuvinte și printre vorbe de la oricine ce dorește. Unii doresc binele, alții doresc răul. Noi dorim binele, vă asigur. Așa cum am precizat în comunicatul de pe site-ul clubului, raportul cu fostul partener finanțator se rezumă la a purta sigla și însemnele acestuia pe tricouri în urma hotărârii membrilor fondatori a adunării generale. Se rezumă la a afișa aceste bannere și cu ceilalți parteneri care am avut, pentru că lor li se datorează tot ce are clubul. În articolul de ieri se face o confuzie, că echipa e primăriei. Nu e a primăriei. Băiatul a rămas ancorat în realitatea de atunci când primea bani de la primărie. Echipa asta n-a primit nimic, decât stadionul pe care jucăm. Deci primăria nu e implicată. Fostul partener finanțator ne acorda mare înțelegere în folosirea mijloacelor, a mașinilor și a mijloacelor fixe. Atât. Financiar nu. Am încheiat două contracte micuțe cu două firme, destul de micuțe, care s-au oferit să vină lângă echipă cu anumită sponsorizare. Suntem în discuții și cu alte societăți care și-au exprimat dorința să vină lângă echipă după rezolvarea problemei mărcilor. Sigur că trebuie să-l ducem și vreau să-l ducem să rămânem în aceeași poziție, pe primul loc. Nu, cu Budescu am vorbit și ieri și am vrut să fac o manevră cu el, să-l luăm la petrolul, să-l vindem în Turcia, dar n-a reușit. Da. Da. Nu. Vis-a-vis de lotul de jucători. Vom analiza, că mi s-au pus întrebări, domne, n-aduceți, nu pleacă, nu. Vom analiza după ce încheiem campionatul situația lotului. La dorința antrenorilor vom definitiva lotul, vom definitiva programul de pregătire, vom face lucrurile cu profesionalism. Mâine eveniment important, publicitate, vreau să vă întreb, vă incomodează în un fel că a preluat și basketul, practic, de noi, a Petrolul, înțeleg că și handball de la Patrulul Tețean, avea să face tot cu numele ăsta. Nu mă incomodează, poate purta oricine numele Petrolul, noi suntem Petrolul, Fotbal Club Petrol. Atât trebuie să știm. Suntem Fotbal Club Petrol. Și așteptăm revenirea suporterilor lângă noi, pentru că fotbalul fără spectatori e ca mâncarea fără sare, cam așa.